căzut, a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lacrima. Când primii pași i-ai încercat, pe cine întâi tu ai stricat, lângă ea de frică ai uitat, ea toată viața și-a jertfit. Doamna Maria, dar știți oare cine ne-a trimis să vă facem ziua mai frumoasă? Copiii și nepoții. Uite așa se duce gândul, da? Că ei vă iubesc cel mai mult? Da. Și surorile cu nații. Știe inima de mamă cine sunt sufletele astea împrăștiate în lumea mare și care astăzi sunt doar cu voi alături, cu inima și cu sufletul. Fizic sunt departe, dar vă iubesc chiar de la mii de kilometri. Și au transmis aici pentru dumneavoastră o surpriză dulce. La mulți ani, scumpă mamă și bunică! Am spus că sunt copiii și nepoții. Pentru că avem pentru dumneavoastră aici câteva rânduri, câteva versuri frumușele pentru femeie la fel de frumoase cum sunteți. La mulți ani, iubită și scumpa noastră mamă! În această zi frumoasă și la această frumoasă aniversare de 50 de ani, îți dorim din suflet să ne fii mereu sănătoasă și frumoasă precum ești astăzi. Vrem să-ți spunem încă o dată cât de importantă ești în viața noastră. Suntem cei mai norocoși copii pentru că te avem pe tine. Ești cea mai dulce, cea mai scumpă, cea mai minunată mamă din lume. Mama noastră sfântă, cu inimă și mâini de aur, ne închinăm până la pământ și îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi în continuare, pentru răbdarea și dragostea și timpul oferit nouă copiilor tăi. Iartă-ne, scumpă mamă, pentru că în această zi minunată suntem cu toții departe, dar inima, sufletul și gândul sunt aproape de tine. Îți transmitem din depărtare toată dragostea și căldura noastră. Te îmbrățișăm cu drag și dor. Te iubim la infinit. La mulți ani, scumpă mamă! Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Mă închin în fața ta, mamă dragă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă! Iartă-ne de am greșit, sfântă mamă! Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă! Această surpriză și toate cuvintele astea frumoase vin de la fiica Silvia, ginerile Veceslav, nepoții Iana și Robert, fiul Sergiu, nora Liza și nepoțica Emma, fiul Grigore și nora Alina. Toți s-au adunat pentru a vă spune un sincer și călduros la mulți ani! Mulțumim! Și eu vreau să vă spun că vă iubesc foarte mult. Voi sunteți viața mea, copiii. Pentru voi trăiesc. Pentru voi m-am zbătut atâția ani. Dar nu m-am dat bătută. Foarte multe greutăți. A fost în calea mea. A fost mai multe, cum se spune în viață, că este zile negre și albe. Dar eu nu m-am dat bătută. Eu am fost mereu puternică. Vă promit că o să fiu și mai departe puternică. Trăiesc pentru voi. Inima mea se zbate pentru voi. Îmi iubesc copiii, nepoții. Îmi iubesc surorile care toate s-au prăștie. Îmi iubesc nepoții de la surori care mă ajută mult. Tot timpul îmi sunt alături. Care multe ori vă locuiesc pe voi. Veronica, te locuiește Silvia, mami. Ești fiica mea mai mare, care mă închin și îți mulțumesc că mi-ai dăruit așa nepoți frumoși care îi iubesc și îi aștept acasă. Lizuța, Alina, Sergiu, Veceslav, Grigoraș, mami, care ești mezinul mami și mi-e atâta dor de tine. Pe tine te-am văzut cel mai rar. Mi-e dor și mă aștept acasă. Pe toți. Vă promit că o să fiu puternică, nu mă dau bătută. Bravo. Și o să fiu așa, veselă.
și distractivă, cum îmi spun nepoții. Bănuiesc că astăzi lacrimile sunt doar de dor și lacrimile de fericire. Lacrimile sunt de dor și de fericire și vă mulțumesc enorm, scumpii mei copii. Vă aștept acasă și vă mulțumesc din suflet pentru așa cadou, pentru fiecare trandafir. Vă aștept acasă, mami. Mă rog Domnului de sus ca să facă bine în țară. Ca Domnul să vă binecuvânteze, să veniți acasă, să fiți împreună cu mine. Scumpii mei copii. Acești copilași minunați au scris și pentru voi câteva rânduri. Scumpii noștri, Veronica și Radu, vă mulțumim din suflet pentru că sunteți alături de mama mea, de mama noastră, de mama noastră a tuturor. O susțineți și o ajutați și mereu îi sunteți un umăr de sprijin. Vă mulțumesc că mereu îi dăruiți zâmbet, căldură, dragoste și alinare. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă aibă în grija sa și să vă răsplătească însutit pentru tot binele pe care îl faceți. Vă iubim mult și vă dorim toată fericirea de pe pământ. Cu drag, verișorii voștri dragi! Mulțumesc! Noi tot ce facem, cât mătușa noastră face pe toată inima și vrem să o susținem, măcar cât e cât, că voi nu sunteți alături de ea. Asta este pentru tine. Floricele pentru scumpa și draga fetiță care, cum au spus și doamna Maria, a menționat de voi, pentru că sunteți stâlp și ajutor în toate. Da, și acești copii tot n-au uitat de voi și au trimis câteva rânduri special și pentru voi. Ei sunt nepoți, dar în casa mea sunt copiii. Mulțumim frumos, din suflet. Vă mulțumesc, cumpilu mama. Nu m-am așteptat. Ai jetat păcăruțul, doamne! Să-i iubesc trandafirii. Mulțumesc, mămică! Păi știți că eu iubesc trandafirii. Și aici mai este un buchețel mititel, dar la fel din suflet, pentru doamna Maria. Mulțumesc! Dar știe oare doamna Maria de la cine vin acești 5 trandafirași? Aceste floricele vin din partea cuscrului Simeon. Vai de mine! Ai cuscru Simeon! Mulțumesc frumos! Ia să-l usuc și să-l pun în samagon. Vă sincer la mulți ani și a spus să vă dorim tot binele din lume. Dacă cuscru așa spune despre cuscra. Asta multe spune. Să fii sănătoasă, să fii pe timp așa cum și este, voioasă, blândă, prinitoare, bună la suflet. Și mai principalul asta e sănătate. Și al mai principalul e sănătate. Restul omul dacă are sănătate, tot ce le faci. Și să vii copilași, e acasă, e așteaptă. Bucurie, bucurie, e să fii copii acasă. Asta și nepoței. Rest, tot îți faci. Copiii mei, Silvia, Sergiu, Grigore, Ginerele Veceslav, Nora Liza, Nora Alinuța, cea mai mică. Mama vă iubește mult. Vă mulțumesc din suflet pentru acești trandafiri frumoși ca voi. Așa să vă fie viața, mami, mai departe. În viață câte greutăți o să fie, să știți că mama o să fie cu voi tot timpul. Sunt departe, dar inima, sufletul e lângă voi. Eu trăiesc pentru voi. Viața mea se zbate pentru voi. Și veniți acasă. Aduceți-mi nepoții. Am 50, nu mă dau bătută. Dar am 50. Nevoie de un nepoțel. Feciorașul mamei mai mic, îți mulțumesc pentru acest cadou, pentru flori, pentru tot. Mulțumesc din suflet că Dumnezeu mi-a dăruit așa copii, cu minți, frumoși, buni la suflet, veseli și primitori ca mama. Așa să fiți, mamă, tot timpul. Câte greutăți o să aveți. Mulțumiți Domnului de sus pentru ceea ce aveți, pentru ziua de astăzi. Rugați-vă pentru ziua de mâine. Și veniți acasă. Ați auzit? Mama vă așteaptă și vă iubesc. Sănătate și la toți care Robert, vă
dormite, nu dormite, e la casă. El doarme. Și pasfașe. Bunica, nu plânge. Astea-s lacrimi de bucurie și de fericire, mami. Că așa am copii care niciodată nu m-au lăsat singură și nu m-au uitat. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, echipă, care ați ajuns la mine acasă. Cred că m-ați găsit ușor, greu. Foarte. Dar vă mulțumesc din suflet că existați, faceți așa surprize frumoase. La mine lacrimile sunt de fericire, de bucurie. Și Domnul să vă aibă în bază pe toți și Dumnezeu să binecuvânteze tot poporul, să facă liniște, să aducă copiii acasă, care părinții îi așteaptă. Copiii care stau acasă, fiți răbdători, că mamă cât departe n-a fi, dar ia la copiii ei, o să vină. Fericire, sănătate și bucurie la toată lumea. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți. Vreau să mai spun o salutare și un sincer la mulțumesc lui cumnatul meu Vasile, care se așteaptă, care se află în Germania. Lui e foarte greu acum. E singur, departe de copii, departe de nepoți, departe de soție, dar eu îi mulțumesc din suflet că el a fost alături tot timpul. M-a ajutat când am avut nevoie. Când mi-a fost cel mai greu, când mi-a fost rău, el mi-a fost alături. Îi mulțumesc din suflet și vreau ca bunul Dumnezeu să-l păzească, să-i dăruiască multă, multă sănătate, să vină acasă. Cu mulți bani, puțin, cât o să aibă, dar să vină acasă, la copii și la familie. Domnul să-l binecuvânteze și să-l aibă în pasă sa, tot timpul. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă? Cine o viață te așteaptă decât mama? Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat. Tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dori